Tabăra de teatru inițiată de actorul Florin Zanfirescu a ajuns anul acesta la ediția 14-a și, spre bucuria maestrului născut la Călimănești, evenimentul de debut a însemnat și împlinirea unui vis al său și al autorităților locale de a avea o casă de cultură modernă, care să găzduiască manifestările culturale din ce în ce mai numeroase și răsunătoare din stațiunea de pe Valea Oltului. E o mare sărbătoare pentru mine că e casa de cultură redată în folosință după atâția ani, dar am adus un spectacol de la București în care joacă fiul meu și fiica mea. Și cum e să fiți și acasă și copiii lângă dumneavoastră? E bine, e foarte bine. Casa de Cultură este centrul acestei infrastructuri turistice. Pe lângă spectacole la Casa de Cultură sau ținând de Casa de Cultură vor fi și multe ateliere de lucru cu tinerii, cu copiii. Vom avea activități complexe, nu numai spectacole. Însă, clar, în Casa de Cultură se vor ține în principal spectacole. Startul evenimentului s-a dat sâmbătă cu inaugurarea recent modernizatei Case de Cultură și spectacolul Lumea lui Frank, în care protagoniști sunt cei doi copii ai lui Florin Zanfirescu, Vlad și Ștefana. Concomitent cu tabăra de teatru care va aduce în stațiunea vâlceană efervescența tinerilor viitori actori de la Universitatea de Artă Teatrală din București, care vor avea numeroase reprezentații teatrale și ateliere pentru tineri, în stațiunea Călimănești se desfășoară și tabăra internațională de arte vizuale Vlaicu Ionescu, care a ajuns la cea de-a 16-a ediție. 11 pictori din țară și din Republica Moldova au dat curs invitației de a se lăsa inspirați de cadrul natural din și din jurul stațiunii vâlcene. Ca de fiecare dată, îi așteaptă o atmosferă plăcută în Călimănești, niște gazde primitoare. În plus, îi așteaptă Casa de Cultură, care are, începând de astăzi, o galerie de artă care va intra în circuitul cultural al artelor contemporane din România. De asemenea, îi așteaptă un loc unde pot să lucreze nestingheriți, e vorba de centru multifuncțional. Cele două tabere care se desfășoară la Călimănești se vor încheia pe 23 iulie cu o expoziție ce va avea loc la Casa de Cultură cu lucrările realizate de artiștii plastici participanți în cele 7 zile petrecute pe Valea Oltului.